Guvernul vrea să interconecteze bazele de date ale poliției și ale autorităților fiscale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, iar în cazul în care un cumpărător de autovehicul nu plătește taxele cu privire la deținere și înmatriculare în 60 de zile, înmatricularea este suspendată. Executivul intenționează să modifice ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice la capitolul înmatricularea vehiculelor prin ordonanță de urgență privind debirocratizarea aflată în consultare publică. Autoritatea competentă transmite autorităților fiscale competente situația vehiculelor înscrise în evidențele proprii în primele 5 zile ale lunii pentru luna precedentă. În termen de 60 de zile de la data înscrierii dreptului de proprietate a unui vehicul, titularul certificatului de înmatriculare este obligat să-și îndeplinească obligațiile de natură fiscală prevăzute de lege cu privire la deținerea și înmatricularea vehiculelor, se arată în proiectul de ordonanță de urgență. Autoritățile fiscale competente vor transmite situația vehiculelor pentru care proprietarii nu și-au îndeplinit în termen obligațiile prevăzute, respectiv dacă titularul certificatului de înmatriculare nu a plătit obligațiile fiscale. În cazul în care, după suspendarea înmatriculării, proprietarul autovehiculului achită taxele, autoritățile fiscale comunică îndeplinirea obligațiilor restante în termen de 48 de ore de la îndeplinirea acestora. La primirea comunicării este revocată măsura suspendării înmatriculării, se mai arată în textul proiectului. De asemenea, punerea în circulație a unui autovehicul cu înmatricularea suspendată constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a 4-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte amendă.